Pielea asta e gunoi. Gunoi. De sus până jos. Acoperit de iarbă. Da, da, dar pe ei ce fac? Acoperă cu un strat de ăsta, pământ, gunoiște și ea crește iarbă, dar de sus tot e gunoi. Care el în fond ar trebui să intre în putrefacție, dar gunoi de construcție n-are cum să intre în putrefacție, bineînțeles. În plus, bine, trebuie să fie îngrădit. Locuri autorizate. Loc autorizat, evident. Aici pur și simplu gunoi. De la găinărie? Da. Crasota. Există fabrică de păsări, da? Da, da, da. Și ea aruncă găinați aici? Da. Ok. Frumos. Așa am zis, băi, iată stați. La Chișinău, acum e în locul ăsta. Da. Și unde ajunge? În Ichel, Ichelul e jos. În râu. Mergem spre Ichel, da. Hai să mergem! Да, стадей еще не видел. Да, да. Dacă e de 5-6 ani, de mult trebuia să fie rezolvat. Evident! Iată asta la comoară, vela. Veniți să vedeți. Le admirați și ne răsiți. Iată, ele vin de acolo, vezi? Da, da, da. Și se acumulează aici. Tot de la stație de epurare. Da. Să varsă mai departe. Este o țeavă care tot e spartă și oricum totul curge pe lângă ea și chiar dacă ar curge prin țeavă oricum nu e nicio importanță, ele nu sunt tratate. Situația asta e de când? De ce timp e? Autoritățile doar locale cunosc. Și tot nimic nu fac. Adică dacă situația e... Dacă era și ce l-a făcut, era și mama care l-a făcut. Am urmărit mai departe care e. Știți conform legii, primarul este cel responsabil de starea mediului în localitate. Dar întreprinderile care întreprinderile de la din localitate care lucrează fabrica de păsări, asta de ciuperci, de salamuri, sunt de stat sau sunt private? Private toate. Lucrăm pe cu bolta.
zbor. Astea sunt apele reziduale a comunii Ciorescu. Care se varsă mică. Hai să vedem ipul. Negri verzui, da. Asta e de la apă uzat, pierdem asta, de la apă murdară. Murdară. Rogot. Da. Și ei ce fac? Salamuri fac și ăsta, sacrifică vite și când abator, obligatoriu trebuie să aibă abator, sau ei sacrifică vitele, sau poate iau carnea, da? Cumpără vitele? Cumpără vitele și, da, le dezosează. Există crematoriu la Chișinău. Noi când am fost pe Cubolta la ăsta, abatorul respectiv, și în Moldova nu sunt multe crematoare. Dar în Chișinău este crematoar pentru arderea oaselor de animale. Și Ciorescu ăsta, doar nu e, nu știu unde, la urma urmei. Fumul ăsta e de la oasă? De la oasă. Noi ajungem și acolo, da? Și de la gunoi. De la gunoi, tot împreună. Dar nu este voie, deci conform legii cu privire la deșeuri, nu, articolul 20, nu este voie să dai foc la orice gen de gunoi. Da. Mai iese fum. Fanta. Astea sunt oase de vită. Dar după legislație, ei ce ar trebui să facă cu oasele astea? Să le ducă la crematoriu, care este în apropiere de Chișinău undeva. Să nu le știu. Ardă. Să le ardă la crematoriu. Sau să le înfumieze. În sol. Dar în condiții speciale. Tot ca să nu polueze. Da. Și în cazul Moldovei, așa cum nu există condiții speciale pentru înfumare, nu există... Dar asta. În forma asta, evident, că este exclus. Iopă, chiar de la agenția Inspectoratului în Chișinău. Da. Asta e coadă. Asta e coadă. Uite, oasele nu ars. Ia uite, oase ars. Și asta cu ciupercile, cum se numește întreprinderi? Dar ce întreprinderi mai aveți? Așa, mari care fac asemenea lucru din Ciorescu. Normal. Astea trei, da? Poate fi autorizată? Poate fi autorizată, deși în bazinul râului, nu departe de râu, nu ar trebui să fie autorizată. Păi și uite, și aici sunt oase. Evident, pe el aici oase, acolo pungile alea de la ciuperci. Da. Unde trăiesc oameni? Eu pe deal. Шалаш есть, который я хотел? Да. Какого? Я персонал двух твоих, после я могу. Гуной есть аста, который есть. Чеку я. Я авторизата? Ну. Дела че фабрика дука колуасы шлярунка? Дела Чуреш. De la Cerescu, din sat, da? Dar fabrica, știți ce fabrică? Cum se numește? Nu vă pot spune, pentru că eu... La Roșca, nu știi și ni fac cărnață. Nu, eu nu știu. Poate să aduc oasă. Dar sacii de la ciperci, știți și de ei? Așa din vale? Da. Da. Sacii cu ciperci și s-a dus de la șahtă, cum adici, în partea lantă. Cum se numesc stăpânii, știți? Nu vă pot spune.
Aveți și întreprindere de sticlă ceva? Nu. Și sunt și nici în satele din apropiere? Nu. Păi, dar e mai comod să arunci la vecinții. Moldoveni așa fac și la mine. Adică ei de la Cricova vin și arunc aici? Da. Dar e departe? E aproape localitatea, probabil? Cricova este chiar în imediat apropiere. Și-a găsit cel mai potrivit loc? Este mai comod. Acolo, dacă acolo află... Ce e asta? E compostul de la ciuperci, deșeu. După ce... Ciuperci crescute în seră? Crescute sau în minele. În mine. O pune. Da. Ciupercile crescute în mine și după ce au crescut, s-au strâns ciupercile, compostul ăsta este aruncat. Că nu mai e, prezintă valoare energetică pentru ciuperci. Poate să aibă fertilizanți care nu permit împrăștierea oriunde ai vrea tu. Posibil că tot. Aici trebuie de văzut conform autorizației. Când iai autorizația, totul îți este clar. Ce trebuie să facă cu gunoiul respectiv, agentul economic care a primit-o pentru a desfășura o activitate. Exact. Să fie el același deșeu, deșeul nu trebuie să fie amplasat în câmp liber. Nici sau... într-un caz nu putea fi scris că aruncă gunoiul unde vrei. Da, evident. Asta este exclus. Nu era să o primească. Dar nimeni nu îl verifică, după cum vedem. Uitați-vă, peste tot sunt mormanile, este extraordinar. De acolo nici nu se vede, atâta cât se vede de aici. Da. Urât. Urât de tot. Într-un sat micuț. O mie și una de probleme, de dezastre ecologice. Un conglomerat. În partea care am fost tot erau saci de gunoi. Asta e deja oamenii. Oamenii care scade. Da, tipa care scade. Tipa care scade. Este ultima stare. Dar asta ce? Pare, nu, asta pare a fi sub. Dar amestecat, e amestecat. Poți să te scrii cu victima? Da. Moșul, e șeful la regie comunală. Șorul la regie comunală, e inginer la... Vărul primar. Da, vărul primar. Și el primește salariu, chiar dacă stația de curare nu funcționează. Da. Și a spus că nu funcționează cam de 5-6 ani. Ce salariu are, știți? 2000 de lei. Nu știu, dacă poți spune, nu poți spune, precis. Da, asta doar din contabilitate se poate.